viața mea, tu ești, mă. Haide, camin, camin. Băi, Ani, dacă tot fac turul casei, îl fac ca și cum aș vorbi cu fiecare dintre voi, să fie ceva special, că tot l-am amânat, am zis eu, hai că filmez, hai că, haide, haide că este frig. Eu făceam aici un grătar, frate, am zis, dacă voi e foame sau ceva, nu e grătarul pornit, că nu știu să fac grătar, dar măcar gestul contează, ați văzut. Haide să mergem, deci, acolo în capăt e o casă, aici, în partea asta altă este altă casă, aici, în dreapta mea, este casa unchiului și a mătușii mele și tu că vedeți aici foarte mulți struguri, nu i-am furat, nu le-am făcut nimic, dar ai mei împreună cu unchii, cu mătușii, toți de neam sunt băutori de vin, dar băutori de vin, nu mă înțelegeți greșit, nu și-o iau până dimineață, ați înțeles? Beau și ei un șpriț două seara înainte de culcare, așa, să doarmă bine, ați înțeles? Și aici e frumoasa noastră casă modestă, aș putea spune, pentru că nu stăm noi în palate, în alea. Aici avem grădina noastră micuță, asta este... No, 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 no! Asta este plantă tasmaniană luată chiar de mine din Zimbabwe de când am fost eu. Au trecut mulți ani. Și acum, haide, hai să intrăm în casă că e frig de numai pot. Pe mine m-ați luat chiar în pijamale. Nu știam că veniți, a bătut repede, am fulger, hai să mergem. E foarte frig, haide, haide. Ce tâmpii sunt, am uitat, haide, haide, ți-am zis să te grăbești, haide. Hai acum, hai să vă arăt și înăuntru aici doar, nu credeți că vă arăt doar în curte. Deci asta este bucătăria, masa avansie mare, pentru că suntem familie mare, frate. Deci mama, tata, mamaie, tataie, eu, Cesi, unchiul, Dușa, vorămiu și iubita lui. Deci suntem ca așa o grămadă, uneori nici n-avem loc la masă, dar nu este să n-avem loc, dar ăsta e cuptorul aici, sunt... Cum le zici? Ochiuri de aragaz. Aici sunt ochiuri de aragaz, mi-am amintit că am uitat. Aici fac eu omleta aia, bună rău de tot. Cred că o să vă arăt eu vouă că am eu niște scheme mai speciale așa, dacă vreți să vă fac un tutorial așa, am scrieți în comentarii. Aici sunt farfurii, pahare, ăsta cu microunde. Aici avem, cum îi zice la asta? Ladă frigorifică avem. Ladă frigorifică și aici avem în cava și gura voastră să hrănim o țară întreagă. Deci iau ai mei numai carne, o bagă pe aici, carne de miel, carne de cangur, carne de iepuri, iau post. Și acum hai să vă arăt camera lui tataie și a lui mamaie. Bebe, știi că e prima dată când intru aici? Fără mișto, n-ai intrat niciodată la tataie și la mamaie aici? Cum să intru? Băi, haideți, haideți să vă arăt aici. Deci avem aici ultimul model de televizor, e plasmă. Prinde și 3D ăsta, e ca ați văzut la cinema când ești în scaun de ăla și te mișcă când se întâmplă ceva. Filmul așa e televizorul ăsta, e un ultimul model. Avem aici patru separate că la bătrânețe... e mai greu. Avem aici dulapuri, icoane, că suntem o familie credincioasă și nu fac niciun fel de mișto pe treaba asta. Chiar suntem, ați văzut ce am tatuat pe mână și să vedeți ce mai fac mama pe aștept. Și tataie își petrece veacul stând pe canapeaua asta. Înainte era patul aici pe mijloc, acum le-am pus pe părți așa. Deci el mânca aia și gura lui stă uite așa aproape de televizor cu telecomanda în mână. Și bă frate, nu exagerez, deci o să-l filmez odată, vă promit. El stă și cum crede? Credeți că adoarme el la televizor, dar bine vezi, doamne, el nu doarme. Și după aia o are pasta de să duce pe spate și să ridică așa cu genunchii în cava și e ceva kung fu pe aici. Și după aia îl întreb, tataie, ce faci, mă, dormi? Și după aia mă nu doar, mă uita la televizor, nu doar. Și după aia iar îl vezi. Deci o să-l filmez odată să vedeți. Nebuniți, mă, râdem rău de tot. Aici fix cu mici de la tataie. Și avem cămara unde ținem apa, dulciuri, dar bine, nu prea mai avem dulciuri acum. Sifoane, ulei, tigăi. Eu nu prea umblu pe aici doar când îmi iau ceva dulce, adică na. Din bucătărie de aici intri și în baie, locul unde m-a ciopărțit Cesim aici în cap, dacă vă amintiți sau dacă știți. Avem aici, aulă, băi, eu acum văd... Bebe, de ce nu ies că am un floc aici în cap care stă așa? Nici nu te-ai uitat la mine. Hai și acum, hai să vă arăt și în casă că v-am ținut destul în suspans. Hai să vă arăt mai întâi camera lor mei. Deci intrăm aici, va. Ia vedeți, mâncava aici că am venit în LA și că am venit în New York. Ia uite asta, cred ăsta nebun la un milion. Deci avem aici mare plasmă, frate, și curbată și cu toate astea. Vedeți că ai mei nu sunt fraiere, se respectă. Ia uite aici ce avem, aici e moartea lui tataie.
Avem tot felul de toate tipurile, ești nebun, și avem și că facem colecție, că noi nu prea bem de-astea, bine, mai ales eu. Avem aici un pat la fel de mare cum e și la noi în cameră, o să vedeți imediat. Dulapurile îmi plac foarte mult, deci practic nouă ne-a plăcut când am renovat aici, ne-a plăcut să avem o culoare deschisă în cameră să pară mai mare, că avem camerele mici, știi? Hai mă, acum hai să vă arăt, frate, camera mea cu tot, cu setup, cu toate nebunile, haide. Vă rog, vă invit. Ia uite, deci intrăm. Wow! De unde? Avem aici, v-am zis, un pat la fel de mare ca al noi, doar că noi avem saltea de asta din memorie, că am luat-o noi acum vreo lună, să zic. Cu memorie, bebe. Și ce am zis? Bine. E cu memoria asta, mă, că ține minte ce zic. Avem aici fostul meu scaun, care mânca era nenorocire, de uite cum face. Cu ocazia asta le mulțumesc foarte mult celor de la Secret Lab că am primit și eu acest scaun de la ei. Vreau să vă zic că înainte de asta eu m-am uitat pe review-uri pe internet și în orice review de scaune de calculator și nu neapărat de gaming, de birou, vedeam pe unul sau pe doi Secret Lab, vă jur, și am zis, bă, vreau și eu scaun de ăsta, nu? Și când l-am primit și m-am așezat, eu am zis că eu aș putea să trăiesc fără pat lejer. Fiți atenți! Eu dacă mă pun așa, băi, pot să dorm săptămâni întregi. De ce este acest scaun atât de confortabil? Bine, pe lângă materialul ăsta incredibil, vine cu o pernă care este din memorie. Care este cu memorie, frate, și are acest material de catifea. E super, super confortabil. Asta e și pentru lombar și eu și aveam probleme cu partea asta lombară, că mă durea când stăteam foarte mult pe scaun, mă durea aici și trebuia să mă întind un pic în pat. Și pernița asta care tot așa, tot din memorie și tot din catifea. E drept, e destul de scump scaunul ăsta, dar e o investiție chiar pe termen lung, pentru că toate review-urile, deci toate review-urile zic că scaunul ăsta chiar ține și chiar e cel mai bun de pe piață și primești și 5 ani garanție. În caz că sunteți interesați sau vreți să vă luați, o să vă las un link jos în descriere. Acum haideți să vă zic cum mi-am spart eu capul în ăsta. De fapt, mai mult i-am spart lui capul, că eu n-am pățit nimic. Eu mi-am spart capul cu microfon. Deci, într-o zi m-am ridicat pe un pat. Sunt cam multe cutii aici pe sus și m-am ridicat eu să fac puțină ordine. Și când m-am ridicat, am dat un cap de astea, s-au pleznit toate, au bătut cuba și s-a spart ăsta de aici și am rămas fără un bec. Și fiți atenți, deci ați văzut că eu când fac live, am o lumină în spate. Dacă n-ați văzut până acum, e că nu se vedea, că hai să vă arăt eu ce lumină aveam eu în spate. Deci eu îmi luam o lanternă de asta, care uitați cum luminează, e jale, și puneam o culoare, gen puneam roșu ăsta și uitați ce, mamă, ce lumină se face. Mamă, bebe, mă orbește. Nu se vedea nimic și și ia vedeți acum, schimbă toată camera aici de bună altceva și îmi plac super mult. Sunt niște luminițe LED, le găsiți pe oriunde, nu sunt speciale ale mele sau ceva. Aici avem bazuca asta de televizor pe care l-a adus Chessy. Mi-a ocupat tot peretele, hai să facem cinematografie aici. Hai că... Avem aici apă Martinel cu viața aia gagicului Văcuța Lola, care Văcuța Lola e aici. E familie mare, mă, la 10 aici, ne-am strâns o grămadă. Aici avem butonul meu de YouTube și acum că tot bănuiesc că asta așteptați cel mai mult, avem avionul ăsta aici. Avem aici PC-ul care se tot colorează el în toate culorile pe aici. Am pe el 32 de giga RAM, am pe el Nvidia RTX 2070, Ryzen 5 3600X și în rest nu mai știu. Aici am un monitor Alienware de 240 de Hz. Am aici un BenQ de, era de 144 de Hz, dar ăsta e foarte vechi și nu mergea conectat la digital port, e doar pe DVI și a trebuit să schimb că altfel nu puteam să-l folosesc la capacitate maximă. Am aici o tastatură HyperX Alloy FPS, preț foarte bun și eu sunt mulțumit de ea. Am aici un HyperX, cum se numește doamnea asta? Am aici un Logitech G Pro, cred că se numește mouse-ul ăsta, sunt foarte mulțumit de el. Și am aici un mousepad tot de la Logitech SL1, pe ăsta l-am primit de la Jaxi cadou, te pup frate meu Jaxi. M-am bucurat mult de tot de cadou ăsta și tot el mi-a adus ăsta de la Zoe. Eu m-am speriat prima dată, n-am știut ce e ăsta, știi? Și e un ăsta de ține firul ca să nu se mai plimbe pe aici, știi, să nu se mai agațe și așa. E useful așa. Hai că e useful, e folositor. Am aici microfonul ăsta cu care mă tot lup și m-a și asaltat odată. Uite, cu microfonul ăsta mi-am făcut eu rana asta de aici de în frunte. Am aici pe viața mea
Budai, care e mereu fericit. Pe maica domnului aici ca întotdeauna. Am aici niște parfumuri. Am aici și o lămpică de asta la 1 milion. Un ring light de ăsta nebun care îmi face mie mare lumină pe față de unde, că uneori e întuneric. Aici îmi pun camera cu care și filmez vlogul ăsta și o conectez la micro HDMI, la Camlink. Am Camlink de la bine în spate, nu mai scot acum. Este Camlink de la Elgato, mă, și am stătea, bă, îmi stătea pe limbă, ești nebun, îl aveam aici eu în gât. Și cam asta e tot, frate, nu cred că am ratat ceva. Cam asta pe tine te-am ratat? O avem aici și pe CSI, pe iubirea mea care mă filmează, s-a apucat și ea de vlog. Nu uitați să vă uitați și la acolo pe canal, să vedeți dacă vă place. Și viețile mele, cam asta a fost și vlogul, sper că v-a plăcut, sper că v-am ajuns pe buze, sper că vă place ce se întâmplă la noi în casa aici. Vrem să facem un setup mai mare aici. Vrem biroul ăsta oarecum să-l prelungim până în capătul celălalt și aici să vină și calculatorul lui Cesi și să avem practic să fie couple goals aici cum ar veni, știți? Dar asta mai avem puțin de muncă. Sper că v-a plăcut, sper că v-am ajuns pe buze. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canal, să ne dați un follow și pe Instagram și dacă vreți să dați un share cu menționare acolo. Nu uitați că vă răspund tuturor, aveți link în descriere pentru scaun. Eu am fost Teo și nu uitați până data viitoare cu zâmbetul pe buze și la fel de fericiți. Eu v-am pupat, pa, pa!